Bună ziua, bine v-am găsit. Poate fi acesta și un interviu de bilanț de mandat. Încă sunteți președinte al Ordinului Arhitecților din România, filiala București. Până mâine. Până mâine. Vă încheiați un mandat destul de agitat în relația cu autoritățile. Tocmai ați prezentat un raport despre starea capitalei, o analiză a spațiului urban, a spațiilor publice în general, a infrastructurii, a clădirilor istorice, de patrimoniu și nu numai. O să vorbim pe rând despre cele mai importante capitole. Înainte de a vorbi despre acest raport pe larg, v-aș întreba cu ce sentiment ați lucrat la el, dat fiind faptul că orașul nu a devenit ceea ce v-ați fi dorit, ceea ce și-ar fi dorit arhitecții, o capitală strălucitoare, dat fiind că am avut și încă avem la dispoziție sume colosale de la Uniunea Europeană și avem și patrimoniu. Da, cred că chestiunea asta este... mi-e ușor să o afirm. Am lucrat foarte interesat de subiect. Voi lucra în continuare pentru că meseria te obligă și cred că ești parte dintr-o comunitate pe care o respecti. Deci faptul că sunt la sfârșit de mandat nu are pentru mine niciun fel de importanță, iar faptul că raportul este întocmit este rodul unei munci grup, de tip grup, în care păreri foarte multe s-au întâlnit, au discutat și până la urmă cred că reprezintă un adevăr ceea ce e scris acolo, fără exagerări, fără să fie exhaustiv, fără să fie complet, bineînțeles, subiectul e foarte larg, dar cel puțin putem oferi cu el cetățenilor și oricui e interesat o informație care face parte dintr-un grupaj de informații și dau o imagine de ansamblu. Cum ați caracteriza dumneavoastră capitala acum, la 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană? Rămâne un oraș simpatic, interesant, în care merită să stai, dar e greu de locuit în el. Este un oraș care este contradictoriu și care, din păcate, nu are viziune. Se desfășoară după cum se întâmplă lucrurile de la o zi la alta. Lumea nu știe ce se va petrece și cred că fenomenul ăsta de insecuritate este foarte neplăcut. Neplăcut și pentru viitorul pragmatic al acestui oraș, dar și pentru confortul urban. Din punctul ăsta de vedere, aș spune că el pierde teren în favoarea altor orașe, chit că e capitală. Mă gândesc acum chiar la orașe românești, dar mă gândesc la Cluj, multă lume pleacă de aici, multă lume preferă Clujul, e foarte bine într-un fel. Problema e ce oferi, cât și cum pentru București, pentru că el, Bucureștiul, este într-o competiție internațională între capitale. Și pentru că Bucureștiul este obligatoriu, aș spune, un loc în care trebuie să se desfășoare cu foarte multă energie acțiuni care sunt importante și importanța lor nu poate fi neglijată de cetățeni. Deci, deocamdată, cetățenii sunt neconectați la realitate. Lipsa de informație și lipsa de transparență, aș spune că este un handicap enorm și aici aș pune, din păcate, degetul pe administrație. Ați spus că este un oraș simpatic. O să vă întreb, o să vă rog să-mi spuneți de ce e simpatic. Înainte de această întrebare, am constatat că ați scris că nu știm nici măcar câți bani a atras administrația capitalei în acest exercițiu bugetar de la Uniunea Europeană. De ce? Nu știm. Nu știm ce proiecte s-au făcut cu banii europeni, deși dacă s-ar fi făcut... Eu nu știu de un proiect mare altul decât finalizarea sau lucrările de la stația de epurare a apelor uzate, Glina. De ce nu știm câți bani a atras capitala? Cred că... Ați căutat aceste date, presupun. Am căutat foarte multe date. Pentru acest raport am căutat să fac un parteneriat cu primăria generală. Eram pe calul să o fac. N-am reușit să finalizez din cauza că schimbările de acolo sunt frecvente și neașteptate. Mă refer la relația cu arhitecții șefi, mă refer la ce se poate discuta
în mod oficial și pentru că n-am reușit să stabilesc punțile necesare, am folosit informațiile care sunt competente, tot din partea salariaților primăriei, dar care nu erau neapărat cele pe baza unui parteneriat. Asta este un lucru normal. Zic să folosesc aceste relații pentru că arhitecții, toți colegii mei, suntem implicați în obținerea vizelor, în relații cu primăria, în avizarea proiectelor. Ori chestiunea asta este o chestiune esențială pentru dezvoltarea orașului și presupune niște relații de comunicare. Din păcate însă, aș spune că există o situație extrem de defectuoasă aici. Asistăm la crearea unei administrații, a unei administrări mai degrabă creată acum, încearcă să o creeze primarul general pe cu totul alte structuri și fundamente decât până acum. Știe deja toată lumea, s-au creat peste 20 de firme ale municipalității, până acum administrația locală lucra cu firme private. Cum vedeți dumneavoastră această schimbare? Eu admir energia și inițiativele. Cred că e greu să te exprimi atât timp cât informația nu circulă și nu e transparentă, atât timp cât cei care au făcut câteva inițiative de informare și a cerut păreri de la Oficiul Concurenței n-au primit răspunsuri și din punctul ăsta de vedere mi-e foarte greu să apreciez. Îngrijorarea mea nu vine de la ideea de a schimba, pentru că eu cred că trebuie schimbate lucrurile și raportul o spune răspicat în mai multe locuri. Cred însă că această modificare ar trebui să vizeze ceea ce numim noi cultură urbană sau baucultur în limba profesionistă și anume faptul că în ansamblu lucrurile trebuie să progreseze, nu doar într-o direcție și că confiscarea unor etape în actul de proiectare și actul de construire este un lucru foarte periculos și constat că foarte multă lume, în ciuda reclamelor care se fac sau unui foarte interesant efort de comunicare și poate că e un efort așa foarte original, lumea știe foarte puține lucruri. Întrebați-mă câteva lucruri și o să vă spun că nu le știu. Întrebați lumea din jurul meu și vă va spune că nu știe despre ce e vorba. Toată lumea află de-abia după ce s-a petrecut ceva și reacționează câteodată prost pentru că n-a știut-o dinainte. Trebuie să precizez aici că la interviurile Europa FM am invitat-o de nenumărate ori pe doamna primar general să discutăm despre starea Bucureștiului. A respins invitațiile. Vă reamintim, ne puteți urmări în direct pe paginile noastre de Facebook, Radio Europa FM, știrile Europa FM, dar și pe interviuri.europa.fm pentru a vorbi despre trafic, poluare, clădiri, spitale. Vă invităm să ne urmăriți în continuare. Continuăm interviul așadar. Nici nu știu... Care ar fi urgența despre care ar trebui discutată în primul rând? Să vorbim despre trafic, despre poluare, despre starea clădirilor? Vă invit pe dumneavoastră să hotărâți. Noi am considerat că pentru a avea o imagine și a putea discuta despre București, sunt necesare câteva capitole distincte, fiecare capitol cu subcapitolele respective. 7 mari capitole sunt în acest raport. Și din cauza asta noi am făcut această structurare a raportului în speranța că odată înțeles, el poate fi adăugat în viitor de colegii noștri. Să începem de la faptul că orașul în care trăim nu are un plan urbanistic general, este blocat din anul 2000. Așa este. Acest plan ce ar trebui să ne ofere? Poate nu toată lumea știe ce înseamnă acest plan. Și planul ce înseamnă urbanist, că nu în general, l-avem. Este o viziune pe care trebuie să o ai. Este un mod de a îți îndrepta, să zicem, nava amiral, adică capitala, către o poziție care trebuie să o ocupe într-o configurație europeană și este o chestiune care ține de cum se locuiește
și ce se face într-o capitală, cât de rentabilă e și ce reprezintă ea. Deci un plan de urbanism general, pornit de la viziune, structurează o serie întreagă de probleme care sunt esențiale. Acum, hai să presupunem că nu ai un plan de urbanism și că nici nu vei avea. Nu o să moară capitala și nici locuitorii, dar o să trăiască mult mai prost. O să trăiască riscant și o să trăiască pentru copiilor într-o manieră care este irresponsabilă. Din punctul ăsta de vedere, aș spune că planul de urbanism general, care nu există și care are un deadline în 30 decembrie, în acest an, are o consecință legală bizară și îngrijorătoare, și anume că, cel puțin așa spune legea acum, nu se vor mai putea semna autorizații de niciun fel, nicăieri, la nimeni. Evident, vă dați seama cu toții că chestia asta nu se va întâmpla, că se va inventa o nouă metodă ca să amâne planul. O derogare și așa mai departe. Din derogare în derogare putem supraviețui. Repet, ceva mai prost. Acum, din ce cauză se întâmplă treaba asta? Din cauza că înțelegerile și înțelegerea planului este făcută defectuos, din cauza că specialiștii, urbaniști și arhitecți deseori sunt dați deoparte și cu toate că planul este pe, aș spune, mâini competente, el nu poate fi terminat. Noi toți avem nevoie de acest plan și în lipsa lui suntem obligați să improvizăm. Deseori improvizația poate fi genială, dar cred că cel mai des improvizația duce la conflicte și asta, până la urmă, înseamnă un plan de urbanism zonal, un PUZ, care poate fi făcut, cum deseori se întâmplă, pe o singură parcelă. Deci asta este culmea absurdului, să faci plan de urbanism zonal pe o parcelă. Și chestia asta denotă, până la urmă, lipsă de coerență și abuz. Suma acestor experiențe pe care ești obligat să le faci duce la depărtarea realității de planul de general de urbanism. Ori noi, cu cât facem mai multe gesturi de tipul ăsta, subminăm, fără să ne dăm seama, viziuni, teorii, structuri ale planului general. Așadar, nu avem această viziune, spuneți că se poate totuși merge mai departe. Haideți să vedem cum mergem mai departe. Suntem obligați să mergem mai departe și din cauza asta spuneam de la început că, în ciuda eșecurilor, fiind o persoană care are încredere în oamenii din jur, cred că se vor găsi metode cu o condiție: să existe conștiență și să existe suficient de multă înțelepciune și să existe cât de puțină minciună posibilă în comunicare. Haideți să vorbim un pic despre transport. Bucureștiul apare în mai toate topurile, pe primele locuri, în ceea ce privește supraaglomerarea, blocajele, asta în timp ce strada, da, șoseaua care înconjoară capitala rutieră e neterminată de mai bine de 20 de ani și avem o centură feroviară nevalorificată, avem o linie care este de jur împrejurul Bucureștiului, pentru care s-au făcut nenumărate studii. La un moment dat, Ministerul Transporturilor spunea că are și banii, în jur de 350 de milioane de euro, că vor merge trenuri dintr-o localitate în alta, se va face o conexiune cu Gara de Nord. Nimic nu s-a întâmplat din toate acestea. La un moment dat, primăria cerea de la Ministerul Transporturilor șoseaua de centură. Tot ce spuneți e adevărat. Mă întrebați de ce e Bucureștiul simpatic. București e simpatic că se poate trăi și așa, se poate improviza în fiecare zi, se poate afirma că viitorul va veni și va fi luminos, dar de fapt trăim într-o ordinară mizerie. Și chestia asta, prin ceea ce ați amintit dumneavoastră, nu face decât să întărească. Să întărească o situație care e foarte neplăcută. Noi avem posibilitatea, dar nu folosim lucrurile care există și le distrugem. Dacă vorbim de trenuri, gări, linia pe linia forturilor Bucureștiului,
atunci, bineînțeles că am putea să spunem că o avem la dispoziție, dar nu o utilizăm. Dacă Gara de Nord este unde este și s-au făcut studii nenumărate despre cum se poate ea racorda la un sistem de conectare, până la urmă, al Bucureștiului cu restul lumii, nu se întâmplă nimic. Acest nimic este totuși rodul, culmea, unor studii care sunt ample, a unor păreri care sunt disputate, discutate și pentru care lumea se ceartă, dar pe masă, bugete și planuri nu sunt. Sunt numai declarații. Care sunt soluțiile propuse de dumneavoastră pentru a îmbunătăți lucrurile din acest punct de vedere? Ați propus câteva? Am propus câteva. Soluțiile sunt mai mult niște sugestii, pentru că soluțiile, după părerea mea, trebuie să le dea administrația și nu ordinul arhitecților. Însă suntem clar din punct de vedere al poziției pe care o ocupăm în societate, și anume undeva la mijloc între societatea civilă și administrație, datori să ne spunem părerea și să dăm și câteva sugestii, soluții și sugestii generale. Și în cazul acestui capitol important care se cheamă transportul, credem că suntem complet în urma concepțiilor mondiale, și anume că o circulație trebuie să fie o circulație gândită în ansamblu, structurată, și că concepția de a face străzi, supralărgiri, vezi proiectul Berzei Buzei și efectele, vezi proiectul Calea Călăraș care se face acum, probabil și efectele care le vor avea, este o gândire complet depășită și care dă rezultate proaste, pentru că nu e integrată într-o dezvoltare și regenerare urbană. Mai mult decât atât, a privi mașina ca unic mod de deplasare, știm cu toții că este deja revolut și că de ce să ne gândim la trotuare, de ce să ne gândim la transportul în comun, de ce să ne gândim, cum ați spus, la gări. Este o chestiune care ține de o gândire de ansamblu și în care miezul este cetățeanul. Asta nu este o declarație populistă, este o declarație pe care trebuie să recunoaștem că toată lumea o simte și care, dacă nu o luăm în calcul, generăm niște conflicte uriașe. Dumneavoastră propuneți mai degrabă restrângerea circulatului cu mașina și mai degrabă de crearea de condiții pentru un transport public mai bun, spuneți? Noi, și cât mai dezvoltat. Din concluziile pe care le-am tras, am ajuns la concluzia că un București monocentric este deja absurd, el ar trebui să fie pluricentric, că unitatea de subîmpărțire, de control, ar trebui să fie cartierul, și cartierul nu trebuie să fie de dimensiunea unui oraș, cum ar fi drumul Taberei sau așa, ci ar trebui să fie pe cartiere ceva mai mici, deci ar trebui să dezvolte zeci de cartiere cu identitate proprii. Ca în Franța, ca la Paris. Ca la Paris sau ca în alte părți. În orice caz, ideea este că dimensiunea socială este una dintre chestiunile foarte importante și că din acest punct de vedere structurarea circulației devine un fenomen care este sau trebuie gândit împreună cu celelalte aspecte. Nu pot să îmbunătățesc circulația distrugând un cartier. Nu pot să spun că îmbunătățim tranzitul între aeroport și Casa Poporului o să merită să distrug un cartier cum e Berzei Buzești. Aceste afirmații sunt absurde, iar argumentele că trebuie să vină deputații de la aeroport repede la ședințe nu stă în picioare. La fel cum nu pot să spun că, să zicem, inițiativa care se ia acum în legătură cu clădirile de patrimoniu, dacă relaxez toate aspectele penale în legea 50, înseamnă că rezolv problema monumentelor și a identității naționale. Deci există chestiuni aici care sunt rodul unui dublu limbaj. Pe de o parte, la același lucru spun ceva și pe de altă parte altceva, și chestia asta, până la urmă, nu duce la nimica. Pentru circulație, repet, problema importantă sunt gările, transportul în comun, limitarea mașinii și lăsarea circulației
pentru toate categoriile în mod diversificat posibilă. Pe mine mă interesează să poată circula repede omul și cu trotineta, și cu bicicleta, și cu skate-ul, să-și ducă și copilul în cărucior și toate lucrurile astea să fie posibile pentru cât mai multă lume. Asta nu înseamnă că Bucureștiul nu poate să rezolve problema. Înseamnă că trebuie să găsești proiectele care se potrivesc cu aspirațiile astea. Știți, la nivelul primăriei capitalei să existe vreun plan pentru coerent pentru eficientizarea transportului? Avem un plan de mobilitate urbană întocmit. Avem un plan de mobilitate urbană care nu este pus în aplicare. Nici nu e pus în aplicare și e și contestat, cu toate că el este un plan evident care rezolvă o serie de lucruri și un pas înainte față de ce se făcea înainte. Și în care sunt prevăzute investiții de miliarde de euro. Da. Scrie acolo negru pe alb ce ar trebui făcut. Din păcate, se discută încă dacă e bine sau nu e bine și, în orice caz, proiectele nu respectă sau nu țin cont de acest plan. Deci, iarăși, ar trebui să spunem că specialiști, oameni competenți, sunt dați deoparte și înlocuiți cu persoane care discută și hotărăsc lucruri care sunt imposibil de acceptat. Deci noi suntem acum într-un București care e simpatic, dar face implozie. El nu poate să mai trăiască dacă nu e conectat cu exteriorul și nu poate să trăiască dacă nu există o gândire care să-l structureze. Ori această gândire cu organizarea actuală a primăriei nu poate să fie făcută și, din păcate, nici cu cele 22 sau câte sunt companii, din cauza că niciuna din aceste companii, absolut niciuna, nu discută despre viziune și despre dezvoltare urbană. Discută despre diverse investiții punctuale. Nu are o gândire de ansamblu și nici oamenii care să poată să afirme acest lucru. Chestia asta, cu toate că a fost discutată, a fost propusă și a fost comunicată primăriei prin întâlnirile care am încercat să le avem și le-am avut până la un moment dat pentru realizarea centrului urban București, așa zisul CUB, au fost la un moment dat întrerupte și respinse. Noi am continuat să propunem prin grupul de lucru al Ordinului Arhitecților acest înființarea acestor centre urbane, centre de care studiază aspectele de urbanism și ele au fost introduse până la urmă într-o ordonanță, ordonanța 100, deci au fost până la urmă acceptate ca politică pentru toate orașele din România. Rămâne acum să vedem când vor apărea. Dar asta astea e sunt problema, niște chestiuni care cer timp și care puteau fi făcute foarte repede dacă dialogul ar fi existat. În ceea ce privește transportul, nu e clar nici măcar dacă avem sau nu nevoie de încă un aeroport. Ați pomenit dumneavoastră în acest raport despre eventualitatea construirii unui aeroport în sudul capitalei. Există, repet, mulți oameni care gândesc, dar care gândesc parțial și nu sunt lăsați să termine ceea ce au început. Eu am mare încredere în planul de urbanism general și în ceea ce afirmă el, dar îl avem la dispoziție? Nu-l avem. Știm despre ce e vorba? Nu știm. Au fost organizate consultări publice la care să fi participat? Așa ar trebui, nu? Așa ar trebui. Ar trebui consultări publice și ar trebui și consultări publice cu alți specialiști, deci nu neapărat cu oameni care nu se pricep. Ei deocamdată nu sunt consultați, că se pare că mai sunt încă chestiuni legate de partea administrativă, contracte, alte lucruri care sunt la bază și care nu pot fi pornite. Deci situația este mai gravă decât pare, din cauza că termenul se lungește. Cred că chestiunile astea ar trebui discutate separat cu colegii mei de la Institutul de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, care fac acest plan de urbanism și ar putea să fie un subiect foarte interesant pentru toată lumea. Domnule arhitect, ați lucrat, ați construit spitale.
Ați lucrat Am în spitale. Am lucrat într-un atelier care se ocupă cu spitale timp de peste 12 ani. Suntem în situația... Dar în Timișoara. În Timișoara. Suntem în situația în care Primăria Generală propune construirea unui spital foarte mare, metropolitan, aici în zona Pipera, cu peste 1000 de locuri, înțeleg, iar Primăria Sectorului 1 a propus construirea unui spital de asemenea, de data aceasta, la marginea capitalei. Soluțiile dumneavoastră vorbesc de nevoia unor construcții noi, dar vă întreb iarăși, ceea ce se propune are la bază studii? Și cum vedeți aceste propuneri? Vreau să vă dezamăgesc. Nu știu dacă au la bază studii, eu mă îndoiesc, dar nu pot să afirm, s-ar putea să aibă, s-ar putea să n-aibă, pentru că comunicarea este defectuoasă. Argumentele cred că sunt deseori susținute cu puțină competență și asta face ca lucrurile să fie până la urmă caragioase și cred că mai mult ambiția este cea care generează amplasamentele la ora asta. Cei care gândesc altfel sunt socotiți dușmani. E un concept pe care îl știm mai demult, s-a mai folosit prin anii 50, dar cred că în ceea ce privește chestiunea spitalelor, problema este mult mai serioasă. Aveam un slogan care spunea că cetățenii au dreptul la arhitectură, cum au dreptul la sănătate și la justiție. E vorba de sănătate aici. Spitalul este o chestiune de strategie. Există strategii diverse. Unele spun că spitale mari sunt absolut obligatorii din punct de vedere pragmatic, pentru că poți să oferi acolo tot ce trebuie unui pacient, dar trebuie dublate de o rețea fină, pentru că dacă distrugi un spital la un moment dat, din anumite motive, intenționate sau nu, atunci pierderea este uriașă pentru o cantitate mare de oameni și atunci există și rețeaua de asistență pentru populație care devine complementară. Așa că chestiunea trebuie privită iarăși integrat. Eu nu pot să spun îmi place spitalul acolo pentru că am, cred eu așa, și am eu prieteni în partea aia orașului. Nu, dar ne puteți spune dacă această zonă, de exemplu, este potrivită sau nu pentru crearea unei construcții de asemenea dimensiuni? Aș putea să spun asta dacă aș fi în situația să fi studiat, să fi fost întrebat și să analizez. Nu pot să vă răspund la asta. Am îndoieli pentru că n-am putut să aflu sau n-am putut să discut cu persoane care sunt implicate în chestiunea asta. Iar aspectele politice aici cred că sunt de ordin secundar față de interesul și siguranța populației. Să nu uităm că, în fine, cel puțin eu când am lucrat și am condus un birou de urbanism în Timișoara care a făcut planul de urbanism prima etapă acolo, una din discuțiile importante era discuția cu forțele de ordine și cu forțele strategice care erau atunci în oraș și amplasamentele pentru spitale se judecau în funcție de mulți factori. De exemplu, de unde sunt poduri, dacă este un râu, de vecinătățile care pot să degreveze dacă spitalul până la urmă e afectat, de foarte multe lucruri care sunt strategice. Vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, dar nu vă pot spune dacă amplasamentul și ce se face la București acum este discutat în felul ăsta. Sunt proiecte importante publice în construcție în acest moment, în capitală? Capitala noastră suferă de ceva foarte interesant. Dacă este o, să zicem, un eșec pe toată linia, atunci aș spune că problema concursului, deci a selecției pe bază de ofertă, pe care orice instituție publică este obligată să-l facă, nu s-a întâmplat. În ultimii 4 ani am încercat să facem circa 45 de concursuri în București și niciunul nu s-a bucurat de finalitate. Există însă unul la care am pus și noi umărul, am participat și care era extinderea Muzeului de Istorie, un concurs internațional excepțional și care, din păcate, după ce s-a ales și
laureatul concursului s-a blocat iarăși în discuții inutile. Ce vreau să spun cu treaba asta? Că interesul public nu e servit cum trebuie de administrație și că nu poți, cu banii populației, să inițiezi clădiri de interes public fără să faci un concurs și să alegi cea mai bună soluție. Nu poți să mimezi concursul sau să-l trișezi. Chestia asta n-ai voie să o faci sau nu poți să-l blochezi. În alte orașe din Europa sunt mii de concursuri diferențiate de la importanță la importanță, de la încurajarea oamenilor care sunt în generația tânără de arhitecți sau urbaniști și care pot da niște soluții bune, chiar dacă n-au birouri foarte mari de arhitectură. La noi condițiile de a participa sunt imposibil de respectat pentru o echipă tânără. La aceste concursuri publice? Concursurile nici nu se fac, dar regulile pentru ele. Deci vreau să spun că există o imobilitate, o mortificare la nivelul selecției de oferte. Este incredibil, dacă se face un calcul amănunțit, despre cum și cât și cine selectează ceea ce e bine și ce e rău, pentru interesul public vorbesc. Există mai multe concursuri inițiate de persoane particulare pentru propria lor casă. Eu sunt deseori confruntat să particip în concurență cu alți arhitecți ca să rezolv casa lui domnul Ionescu sau Popescu. Dar domnul Ionescu și Popescu vor ca pe banii lor să iasă ceva ca lumea și atunci pun într-o situație de concurs mai mulți arhitecți. E normal. Deci spuneți că Ordinul Arhitecților nu a fost consultat și nici chemat să contribuie la lansarea unor proiecte publice. Am încercat să facem, de exemplu, concursul lamentabil terminat din Piața Universității. Trebuit să se regenereze acea zonă. Ar fi trebuit să fie concursul respectat, n-a fost respectat până la sfârșit, dar alte concursuri s-au făcut. Existau foarte multe idei în proiectul PIDU și așa mai departe. Toate s-au oprit, toate s-au făcut mai mult pe mână scurtă și chestiunea asta este regretabilă. Ați spune mai degrabă că Bucureștiul e blocat din punctul de vedere al dezvoltării în acest moment? E total blocat. E total blocat. Și când ați spus că va face implozie sau ați folosit o expresie similară, la ce vă așteptați? Să nu se mai poată circula sau... Cred că nu se ajunge la a nu putea circula, pentru că totdeauna vei găsi o soluție. Doar că soluțiile nu sunt, cum am spus, în rolul improvizației și poate că există oameni care spun, doamne, improvizația e cea mai bună. În fond, totul e aleatoriu și o să vedem ce facem. Da, cu condiția ca lucrurile să nu degenereze. O să vă dau un exemplu simplu. În momentul când s-a pornit operația Berzei Buzești, una dintre motive, pe lângă cea că trebuie să ajungă parlamentarul repede de la aeroport la Casa Poporului, era că zona este infectată de persoane puțin onorabile, majoritatea romi. Deci, ideea a avut o conotație rasistă evidentă. Ok. S-au demolat case. Au plecat romii, doamnele mai puțin respectabile sau domnii care se drogau, să zicem că au dispărut de acolo. Unde s-au dus ei? Poate s-au dus în alt cartier. Poate s-au creat alte locuri în care se petrece acest fenomen. Poate că fenomenul s-a eradicat aici, s-a extins în altă parte. Ei, am să vă spun eu, nu numai că poate. Așa este. E cu siguranță. Ori chestiile astea sunt escaladate la un moment dat și produc până la urmă niște mișcări sociale periculoase. Deci aș spune că orașul trebuie administrat și din punctul ăsta de vedere, de antropologie urbană, foarte atent. Eu nu pot să spun în calea Călăraș că e bine să lărgesc și să debolez câteva case, nu neapărat din cauza că
casele alea sunt bune sau proaste, sau din cauza că așa s-a făcut până acum și trebuie să fac. E vorba de un cartier care conține oameni care au niște planuri de dezvoltare, care fiecare are proprietatea lui și care până la urmă fac țesutul social al acestui cartier. Ori este foarte simplu să spui că faci orașe fericite demolând și răzând totul sau neținând cont de oameni, dar cred că nu e adevărat. Ori problema orașului fericit este o sintagmă care se poartă din ce în ce mai des și poate fi făcută ca în opera lui Orwell, adică de către Big Brother, și o să fii fericit pentru că hotărăște cineva, la fel cum Smart City este un concept care poți să-l falsifici și să spui pare că deja falsificat. Smart City înseamnă că toți cetățenii sunt deștepți. Este poate o exagerare și nu în orice caz nu spre asta se tinde când se spune de Smart City. Deci există niște slogane care ascund până la urmă o cercetare și o analiză profesională și care, dacă nu se face, orașul rămâne în urmă. Dumneavoastră menționați în acest raport și nevoia de a avea o lege a capitalei. Eu știu că această lege a fost scrisă la un moment dat de fostul primar, domnul Gherasim. L-am invitat și pe dumnealui aici să prezinte acest proiect, aștepta aprobarea doamnei primar general. De ce e nevoie ca Bucureștiul să aibă o lege și o nouă organizare administrativă, după cum ați scris în raport? Pentru o bună administrare. Am vorbit și eu cu domnul Gherasim, îl felicit că încearcă să facă această chestiune. Cred că legea este absolut necesară, cred că ea trebuie să aibă niște etape și ar trebui să fie cunoscută din nou. Acest proiect, îmi cer scuze că vă întrerup, prevedea, printre altele, din câte știu, metropolizarea capitalei, adică unirea, practic, a orașului mare cu localitățile limitrofe în care s-au mutat sute de mii de oameni în ultimii ani. Da, vedeți, aici este o chestiune capitală, să spunem. Există un concept care ține de sustenabilitate și care spune că o întindere a unui oraș la infinit nu este cea mai bună soluție și că resursele, dacă se împrăștie într-o suprafață foarte mare, devin greu de, și de guvernat și costisitoare de utilizat. Și atunci administrarea unui oraș mare este bine să fie atent făcută sau, cu alte cuvinte, limitele orașului trebuie să fie bine controlate. În Evul Mediu se făcea un zid în jurul orașului și se păstra orașul ca atare față de rest și avea rațiunile lui. În urbanismul actual există acest zid care este făcut de legi și de diverse principii. Este invizibil, e virtual, dar el trebuie să fie respectat. A avea străpungeri între acest zid virtual și legături cu restul localităților e o chestie esențială. Legături care sunt extrem de limitate. Legăturile acum nu trebuie să fie numai niște străzi. Legăturile trebuie să fie niște legături de cooperare, de coabitare și de interese comune, pentru că ce se întâmplă la ora asta este un fel de a-ți fura căciula. Și vă dau câteva exemple. La ora asta, dacă vreau să fac o afacere imobiliară, cumpăr un teren ceva mai ieftin, undeva la marginea Bucureștiului, într-o comună, discutând cu primarul comunei care în mod legitim vrea să-și dezvolte comuna și să aibă din punctul ăsta de vedere niște avantaje. Fac acest cartier acolo, dar îl tratez ca un cartier al Bucureștiului, vând apartamentele la un preț mic și atunci se face un exod pentru câtva timp și cartierul se umple și iată, am făcut o afacere bună. Dar problema se pune administrația centrală, care are o viziune de ansamblu sau ar trebui să o aibă, consideră că peste 30 de ani chestiunea asta este economic corectă sau nu? Că oamenii de acolo vor trăi la standardele pe care le așteaptă omul peste 30 de ani sau nu? Și răspunsul meu, care este un răspuns intuitiv, dar care totuși se bazează pe o experiență și pe discuții multe cu colegi, este că ceea ce se construiește în așa zisele suburbii este de obicei de proastă calitate, cu funcționalități discutabile, la nivel de apartament chiar.
legea locuinței cu câteva principii care le avea de iluminat, de suprafețe, de... este informativă la ora asta. Nu zic că era cea mai bună lege, dar măcar era evita excesele într-o parte sau în cealaltă. Dar dacă mă deplasez acum de la clădire în sine la ansamblu, aș putea să afirm că sunt catastrofale. Nu toate, dar foarte multe, majoritatea. De ce? Nu e vorba aici de incompetență, e vorba de un echilibru între ce dai și ce primești. Dacă negocierea ar fi corectă, atunci probabil că autoritățile ar putea să spună asta ai voie, asta n-ai voie, aici trotuarul trebuie să fie nu de 60 de centimetri, ci de 2,40 m și strada nu trebuie să fie de un singur fir de circulație, cum se întâmplă deseori, doar din cauză că omul nu vrea să cedeze din terenul lui. Și se construiesc case inclusiv pe drumuri publice. În aceste zone sunt mari probleme cu utilitățile. Sunt probleme enorme cu utilitățile. Infrastructura de transport. Și problemele cu utilitățile nu se rezolvă decât prin paliative. Ele vor greva asupra economiei din ce în ce mai mult. Și chestiunea asta este o chestiune, până la urmă, iarăși de siguranță. Noi facem acum investiții, le-aș spune, entuziaste, dar irresponsabile. Adică? Adică aruncăm cu banii în niște direcții care s-ar putea să fie foarte criticate de copiii noștri. Viitorul ni se pare că e departe. Și gândim numai pentru prezent, cu toate că viitorul se apropie și rezultatele cred că va trebui să fie, până la urmă, justificate de cineva. Asta este. N-aș vrea să încheiem acest interviu până nu vorbim un pic și despre poluare. Dumneavoastră, în raport, ați rezervat un capitol în care spuneați, interesant, Bucureștiul nu e pregătit nici pentru caniculă mare. O simte toată lumea. Da, să ne explicați, nu știu, ce s-ar putea face. Păi vă spun, lucrurile sunt simple și nu numai că sunt simple, sunt observate de asociațiile de peisagiști, sunt oameni care deja sunt pregătiți. Deci vreau să vă spun... Să creeze spații verzi și să reducem traficul? Cred că eu, care sunt trăitor într-un cartier ceva mai verde, pot să vă spun că eu am 2 grade vara mai puțin în cartier decât în centru. Numai din cauza faptului că acolo sunt grădini și copaci mari. Vreau să vă spun că Bucureștiul era străjuit de copaci mari, că acești copaci erau deseori mai mari decât casa, ajungeau până la cornișa caselor și era un oraș, așa zis, oraș grădină. Acum conceptul și graba cu care se fac lucrurile este să faci spații verzi pe o grosime deseori de 10 cm de pământ și de desubt este asfalt sau beton, și să mimezi spațiul verde, să-l minți. Și al doilea lucru e să faci plantații mici și decorative, care sunt costisitoare, dar nu au niciun aport din punct de vedere ecologic. Să nu uităm că Bucureștiul este invadat de un praf agricol, de un praf care este în jurul unei oraș de câmpie. Și că Bucureștiul, din motivul ăsta și din alte motive, a fost în perioada interbelic înconjurat cu niște lacuri. Întreabă deci, un ascultător despre salba de lacuri, într-adevăr. Păi aș putea să-i răspund acestuia că salba de lacuri, care era mândria bucureștilor și locul poate cel mai plăcut și aproape de destindere, este privit irresponsabil. În câteva lacuri există o procedură care se face și se și cunoaște de aruncarea deșeurilor cu dublu scop, ca moluzul să nu fie transportat prea departe, deci o economie din partea constructorului, și alt argument este ca proprietarii care au proprietăți pe malul lacului să-și mai ciupească încă 10-15 metri pătrați, 20, așa că lacurile își micșorează oglinda de apă. Chestia asta la un București care se extinde. După aia, hai să ne gândim ce se întâmplă pe malurile Răzutrăului. Acolo, de fapt, nu mai este natură, este un fel de mol continuu. Din ce motive? Nu din cauza că cetățenii
Cetățenii sunt de vină. Cetățenii au nevoie și să mănânce mici, și să meargă cu copilul și să poată să se distreze. Dar amploarea cu care se dezvoltă investiții mascate, cu superficiale, cu, în fine, modificări sau motivări care sunt populiste, fac ca, până la urmă, marurile hrăsturi să nu mai fie niciun pic ce au fost și să-și pierdă calitatea. N-ar fi normal atunci să mai faci niște lacuri, să le lărgești, să dezvolți lacul Plumbuita, să vezi ce se poate întâmpla cu o suprafață de care este nevoie de oglindă la nivelul unui oraș care se tot dezvoltă? Spune domnul, doamna Mihaela Drăgușin, oare ce se întâmplă cu salba de lacuri bucureștene din zona de nord? Se știe că lacurile Floreasca și Tea au fost secate în urmă cu câțiva ani, proiectul de reamenajare nu s-a realizat, iar la suprafața lacurilor a crescut vegetația. Mai avem vreo șansă în cursul acestei vieți să ne bucurăm de frumusețea acestor lacuri? Eu cred că cu o singură condiție, să nu te lași și să ceri informații, pentru că, de fapt, nici doamna, nici eu nu știm exact ce se petrece. Constatăm doar, după ce s-au întâmplat diverse lucruri, că s-au întâmplat în mod regretabil. Deci, ăsta este și rolul raportului. Raportul este sunt 100 de pagini care pot fi citite și care după aceea trebuie analizate și criticate. Este, de fapt, un dialog cu toți cetățenii. Nu este un raport care ajunge numai la domnul președinte sau la domnul prim-ministru. Trimiteți acest raport, nu? Înțeleg că îl trimiteți tuturor autorităților. La toți. E un raport documentat, chiar dacă spuneți că n-ați avut acces la prea multe date. Nu, nu, am avut acces la date, dar n-am avut la câte date ar trebui și din cauza asta un raport viitor va fi un raport, sper, mai bun, cu condiția să fie și adevărat. Noi ce putem afirma aici? Că nu am spus minciuni, și că oamenii cu care am discutat au fost responsabili și trebuie să le mulțumesc. Trebuie să le mulțumesc pentru că au făcut o treabă foarte importantă. Și că sunt din diverse instituții. Nu este un raport făcut de 2-3 oameni. Un raport făcut de 10 de persoane care sunt implicate în foarte multe locuri și știu multe lucruri despre București. N-aș vrea să încheiem interviul fără să vă întreb și despre situația clădirilor istorice clasificate cu risc ridicat de prăbușire în cazul unui cutremur important. Nu s-a făcut mare lucru nici în acest domeniu, deși planurile prevedeau consolidarea, cred că, a 2400 de clădiri, dacă nu mă înșel. S-au tot invocat, toți primarii din ultimii ani au invocat refuzul proprietarilor de a pleca din clădiri, probleme legislative, lipsa colaborării guvernului. Eu sunt foarte implicat în acest domeniu, fac parte și dintr-o fundație care se ocupă de astfel de lucruri. Proiectez și sunt direct interesat ca lucrurile să meargă bine. Și din cauza asta pot să vă spun că există și aici o chestiune care poate fi discutată foarte clar. Primul lucru este că nu există coerență în gândire. Pe de o parte, se spune, patrimoniul este de interes național, reprezintă o valoare și o resursă, că el e neregenerabil și că din cauza asta este o resursă extrem de importantă de care trebuie să ții cont. Pe de altă parte, se spune ce ne trebuie nouă casele astea, noi vrem să facem case noi, ce ne trebuie zone protejate, sunt cam 98 de zone protejate în București care ar trebui să fie bine gândite și să aibă reguli și iată că nu se întâmplă. Ceea ce face administrația este aproape nimic, dar nu din rea intenție. Este din cauza că nu are personalul necesar. Și aici Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, aș putea spune că are nevoie de sprijin ca să poată să-și facă treaba, dar sprijinul nu poate să vină de la cetățeni decât parțial. Sprijinul ar trebui să vină de la o administrație centrală care dimensionează corect personalul și competențele și care îl remunerează corect. La ora asta dânșii au dificultăți enorme care se răsfrângă asupra noastră, a proiectanților, pentru că nu obține avizele decât după luni și luni de zile. Avizele pentru lucrările de consolidare. Pentru lucrările de consolidare, dar și... că, în general, obținerea vizelor e o mare problemă în administrația actuală.
Da, dar mai vreau să spun ceva, că înainte ca să-mi termin ideea, că ajutorul pe care poate să-l dăm noi și pe care eu cred că deja populația îl dă, este de tipul asociațiilor cum este Arcen sau Calup și care, pe lângă că au acțiuni publice de prezentare a patrimoniului, au început să facă listări, fișe pentru monumente care, în mod normal, trebuie să le facă statul. Trebuie să le facă administrația. Ori statul ignoră chestia asta, mi se pare că ar fi absolut necesar să fie sprijiniți și acești oameni fac lucruri care, din proprie inițiativă, voluntar, pe care, de fapt, administrația trebuie să le facă, mai ales când are așa un buget mare la ora asta. E un buget comparabil cu bugetele altor capitale. Știu că o problemă este și aceea legată de numărul de locuitori. Noi nu știm câți locuitori sunt în aceste clădiri aflate în risc de prăbușire. Tot organizații private încearcă să facă acest lucru acum. E ceea ce ziceam la un moment dat, că orașul se va descurca. Cine va supraviețui, va supraviețui. Dar nu cred că asta, nu așa se face guvernanța unui oraș. Guvernanța unui oraș se face ordonat, cu persoane de specialitate și pe baza unui plan care îl și comunici. Deci așadar, nu avem plan urbanistic general, nu avem arhitect șef al capitalei. De mult timp. De mult timp, nu avem planul de mobilitate urbană pus în aplicare. Mi se pare halucinant ce ne spuneți, că după ani întregi de discuții, acum iarăși se pune problema revenirii, ne întreabă unii ascultători unde găsesc raportul online. E pe site-ul. Pe site-ul Ordinului Arhitecților. Și credem că poate fi consultat nu numai citindu-l, ci adresându-vă păreri, întrebări sau adăugând la el, pentru că trebuie să vă spun că Ordinul Arhitecților, mutându-se într-un sediu nou, și-a făcut și o cameră pentru informare unde poate să vină oricine, toată lumea, și să discute, și care se cheamă Casa Arhitecturii, nu Arhitectului, tocmai din cauza că încercăm să facilităm relațiile cu populația și cartierele. Deci chestiunea este serioasă, dar este serioasă atât timp cât suntem mulți care ne preocupăm. Mie mi se pare că ăsta e scopul principal al raportului. El e perfectibil cu condiția și important numai cu condiția să fie băgat în seamă. E un raport tip dialog. Domnule arhitect Șerban Sturza, vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la interviurile Europa FM și eu sper că data viitoare să avem motive să discutăm într-un mod un pic mai optimist. Da, cred că colegii mei care vor continua muncile administrative în ordin și care sunt foarte tineri, ar trebui să fie invitați și să se discute lucrurile pentru toată lumea. Și să fie deschidere și din partea administrației. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc!